Bun găsit la o nouă călătorie în trecut! Astăzi vom vorbi despre mitul, despre cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu, șeful de stat din toată istoria românilor, care s-a bucurat, să spunem, de un cult al personalității fără precedent, care a atins niște limite extra, extraordinare. Și... Pentru acest lucru avem cel mai potrivit invitat în studio, pe domnul profesor Adrian Cioroianu, istoric. Bună ziua, domnule Cioroianu! Bună ziua, bună Azi. ziua tuturor celor care ne aud, celor care ne privesc. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Eu vă invitația. mulțumesc, eu vă mulțumesc. Domnule Cioroianu, sunteți cel mai potrivit om pentru că aveți chiar o lucrare de doctorat, o teză de doctorat pe cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu, predați istoria comunismului la Universitatea București, la Facultatea de Istorie istorie și împreună aș vrea să descifrăm cum a fost posibil ca într-o țară este-europeană, într-o țară de origine latină, un conducător să ajungă pe, la un astfel de cult al personalității care poate a fost întâlnit doar în Rusia sau mai în URSS sau mai bine spus în China lui Mao sau în Corea de Nord a lui Kim Il-sen. Da, așa e ați, ați punctat corect adică aceasta a fost și întrebarea pe care eu mi-am pus-o în momentul în care mi-am ales această acest subiect pentru teza de doctorat, cum Dumnezeu a fost posibil, de ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum s-a creat și v-aș propune să plecăm prin a spune celor care ne ascultă sau ne văd, există o, o, o diferență între mitul conducătorului și cultul personalității, mitul conducătorului e benign nu e, nu e nimic toxic fiecare cultură, fiecare stat are un anumite mituri ale conducătorului, nu știu, gândiți-vă cum se raportează francezii la Ioana Dark sau la Charles de Gaulle Napoleon mm. Ludovic al XIV sau părinții fondatori ai Americii sau părinții fondatori ai statului Israel, asta nu e rău adică Mihai vitează în România există un mit al conducătorului mm legat de anumite figuri din trecut problema acestui cult al personalității este că de întotdeauna servește o persoană în viață este un fel de statuie ridicată în timpul vieții unui conducător ceea ce e total toxic iar în cazul nostru al românilor să spunem imediat o să vă explic o să încerc să vă explic mă rog apariția acestui cult, dar mai înainte de orice aș face precizarea că de fapt povestea nu începe totuși odată cu Nicolae Ceaușescu. Există în cultura politică a românilor o anumită manieră de a te raporta la conducător. Adică fiind o societate până nu de mult preponderent rurală, să știți că și în lumea satului, care, repet, din care venim toți, adică dacă ne cauți o generație, două, trei în urmă, cu toții venim din lumea satului, există o anumită manieră de a te raporta la cel care conduce, fie că e el primar, fie că e milițianul de altă dată sau polițistul de acum, Asta era, ține de cultura politică? A noastră sau, în general, a societăților rurale din jurul nostru? Aș spune că a societăților tradiționale sau tradiționaliste, gândiți-vă că s-a întâmplat și în Italia cu Mussolini, n-a funcționat foarte mult, dar, mă rog, regimul n-a durat foarte mult, că dacă dura regimul mai mult, cine știe ce se întâmpla. Mm -hmm. Adică și au avut o venerare exagerată a lui Mussolini. Pe de altă parte, să știți că există și anumite condiționări, cred eu, și de natură religioasă. Adică, uite, bunar, în regimurile comuniste, dacă urmăriți cu atenție în plan european cel puțin, cultul personalității a fost în URSS și în România cele mai... Poate că ține și de ortodoxia noastră majoritară. Apropo, religia este o componentă a culturii politice. Și aici insist pentru că am plăcerea de a spune celor care ne ascultă că dumneavoastră înșivă ați terminat facultatea de istorie, dar din păcate nu ne-am întâlnit în facultate, ați urmat relații internaționale. Ideea e că eu insist în fața tuturor studenților mei pe această precizare că orice comunitate are propria sa cultură politică. Deseori, în discursul public, auzim, domne românii nu au cultură politică, votează aiurea că nu au cultură politică. Mm. Nu e adevărat. Orice comunitate are propria sa cultură politică. Ori, din multe puncte de vedere, cultura noastră politică, să știți că seamănă mai curând cu cea rușilor decât cu cea germanilor sau olandezilor. Adică avem nevoie de acel pater-familia, da, de da, un tătuc? da Da, sigur că da. A existat aceasta. Există, mm. din păcate, sigur că totul se schimbă în timp nu înseamnă că dacă dar există această nostalgie după, după, un ghid, să știți că deseori reapare la suprafață în istoria noastră. V-aș putea da multe exemple, unele au fost benigne, dar să știți că există niște cărți sau texte absolut encomiastice la adresa unor oameni ai biserice sau unor oameni politici la noi. Carol al doilea a avut propriile lui articole omagiale, volum omagial în 1940, cred. Bun, ce ne-a uimit pe noi a fost amploarea cultului în timpul lui Nicolae Ceaușescu. Apropo, și Gheorghiu deja a avut un cult al personalității, doar că toate au pălit în, în raport cu ce s-a întâmplat în, în vremea lui Nicolae Ceaușescu. El a stat și mult, 25 de ani Nicolae Ceaușescu, în comparație cu Carol, în comparație cu Gheorghe Da, Udești. a stat, sigur, a stat mai mult și Gheorghe deja, a stat destul, dacă ne gândim cu asta vreo, mă rog, vreo 20 de ani la conducerea Partidului și a țării. Vreau să le aduc aminte, poate unor bucureșteni, dar în orice caz să spunem tuturor celor care ne, ne văd sau ne aud, nu de mult a fost la Muzeul Municipiului București, o expoziție foarte interesantă, cultul personalității, și pe vremea lui Gheorghiu, deci pe vremea lui Ceaușescu, cred că anul trecut, în 2023, a fost expoziția foarte, foarte interesantă. Să vedeți vaze, vaze de sticlă, de ceramică dedicate lui Gheorghiu, deci cred că împlinea la aniversarea lui de 60 de ani, cred. Trebuie să fi fost 61. Uh, tot felul de uh, covoare cu chipul lui Gheorghe Dej de Ceaușescu la Ceaușescu a fost amploarea, dar n-a început el, din păcate. Da, și poate a ajutat în ghilimele să spunem așa acest lucru și faptul că înaintea lui a mai avut niște dictaturi, a fost dictatura carlistă, uh -huh. știm și pe timpul legionarilor Zelea Codreanu ce cult al personalității a uh -huh. desfășurat în rândul adepților lui uh -huh. după aia a fost Mareșel Antonescu, deci practic ne-am trecut într-o dictatură în dictatură, că am avut cam 50 de ani de dictatură continuă. Aveți dreptate, da Carol al doilea a avut clar un cult al personalității Gheorghiu Dejda nu l-aș băga neapărat pe Corneliu Zelea Codreanu. Corneliu Zelea Codreanu e o figură ceva mai specială în sensul în care el a avut o carismă reală. Din păcate, pentru noi, Corneliu Zelea Codreanu a fost un personaj realmente carismatic. Iar cultul lui e post-mortem de, de cele mai multe ori. Adică după moartea lui sau după omorârea lui, cum spuneau legionarii, atunci a fost o nebunie întreagă a fost sanctificat de, de cei care credeau în el în timpul vieții a fost mai curând foarte apreciat și iubit dar n-a avut propriu zis un cult aș zice eu în fine, e, e și o, vedeți e și o, o chestiune de proporții până la urmă Ceaușescu, la, în cazul Ceaușescu este atât de, de aglomerat și de asfixiant acest cult al personalității lui încât toate celelalte din urmă pălesc la Ceaușescu e ceva de domeniu de altfel teza mea ideea mea din teza de doctorat și din din cartea care rezultat e inclusiv faptul că eu cred că ea adică n-a avut absolut niciun beneficiu de pe urma acestui cult decât foarte puțin după care totul s-a întors împotriva lui. Dar, bun, vreați de cultul pe timpul lui Gheorghiu Dej Gheorghe Gheorghiu Dej nu a fost singur Toată această perioadă față de Ceaușescu El a împărțit scena Până la moartea lui Stalin Până aproape de moartea lui Stalin Cu Ana Palcor, cu Vasile Luca Cu Teoharie da. Georgescu Erau și acele lozinci Ana, Luca și cu Dej Dar este acest tip Care s-a dezvoltat Și la Gheorghiu Dej și la, la Ceaușescu este un tip specific, acest tip stalinist de cult al personalității? Cred că da, în orice caz în cazul lui Gheorghe Dej. Deci. Gheorghe Dej deci și el singur după 57, practic nu are monopolul puterii. El are monopolul puterii, Gheorghe Dej, deci, după 1957, când elimină pe ultimii, hai să zicem posibil, candidații la conducere, Miron Constantinescu, Iosif Chișinevski, în 57 se întâmpla pe Ana Pauker o elimină ceva mai mai devreme în 52 începe căderea Anei Pauker, Vasile Luca la fel uh, ideea este că după 57 Gheorghiu Dej este realmente singur, începe un cult de sorginte stalinistă partea delicată e că în orice caz în această analiză cultului personalității generic din România, fie că e la Gheorghiu fie la Ceaușescu găsește atât o rădăcină românească cu ceva vechime în timpul lui Carol al ii dar găsești și un implant stalinist incredibil. Iar în cazul lui Ceaușescu e și a treia rădăcină asiatică. Pentru că ce vede el în Coreea de Nord, în Vista din 71, i-a plăcut atât de mult încât o spune de altfel în memoriile sale Dumitru. Popescu, fostul șef al ziarului Scânteia, responsabil cu propaganda o vreme foarte apropiat de Nicolae Ceaușescu, cred că a fost și șef de cabinet. Dumitru Popescu spune că o bună parte din acele manifestații care aveau loc pe stadioane în anii 80, sfârșitul anilor 70, anii 80 cu plăcuțe, eu eram copil și eram dus la stadionul din Craiova cu ocazia unor vizite ale lui Nicolae Ceaușescu și schimbam o plăcuță, pe față era alb, pe față era roșu, ne dispuneau astfel încât să apară diverse cuvinte, bă, nu e scrie, era bun venit, și Ceaușescu sau ce scria, că noi, nu tu nu-ți dai seama, era o furnică dintr-un ansamblu și erau mii de plăcuțe de genul ăsta care formau cuvinte și Dumitru Popescu spune că, de fapt, din Coreea din această vizită din 71, i-a plăcut atât de mult lui Ceaușescu încât, deci vedeți, în cazul lui Ceaușescu, în cultul lui Ceaușescu sunt trei rădăcini, una autohtonă, una stalinistă, una asiatică. Dar el a fost în Corea de Nord încă din 64, când a făcut acel turneu și la Moscova și în Corea de Nord. De ce, de ce credeți că din 71 i s-a adăugat și această rădăcină? Pentru că dacă ne uităm pe anumite imagini, vedem încă din 67 când el parchează un Chevrolet pe niște flori care a. lumea aruncă cu flori în el, adică pare că acest cult al personal era deja foarte mare sau poate uneori chiar mai mare în anii 60 decât în anii 80, când deja era contestat de pe de Nu, oameni. nu, 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 nu e mai mare în anii 60. Uitați care e opinia mea. E clar că regimurile comuniste toate au avut un deficit de, de legitimitate. Hai să ne înțelegem unde a câștigat prin alegeri comunismul vreodată în lumea asta. Comunismul prin alegeri. În fine, poți să spui și de nazism că Hitler a ajuns la putere într-un moment de orbire a societății, de vulnerabilitate a societății și a ajuns a câștiga niște alegeri. Ce Dumnezeu de alegeri a câștigat vreodată regimul comunist undeva în lume? Poate cel mai, cel mai legitim era cel al lui Tito să spunem, dar aici acolo nu câștigă ca să fiu sincer, alegeri. nu cred că nici acolo n-a avut niciodată alegeri libere că nu știm ce s-a întâmplat, chiar dacă regimul a fost, aveți dreptate, a fost cel mai suportabil poate dintre toate dar și acolo e altceva, e legenda războiului, rezistența, asta l-a propulsat pe Tito, o rezistență reală, nu vreau să bagatelizăm dar în rest la noi comuniștii n-aveau niciun fel de legitimitate, ori ideea asta cum să spun, ei mereu s-au străduit să arate că sunt iubiți de popor, pentru că vorbeau în numele poporului. Păi dacă eu te apăr pe tine, clasă muncitoare, țără-nime, asta era uh, ordinea, clasa muncitoare, țără intelectualitatea, deci era o ordine foarte clară. Păi dacă ei vorbeau în numele poporului, trebuia să vezi dovezi că poporul iubește, de aici... A... Și la Ceaușescu mai apare și latura asta istorică, pentru că la el, el moștenește de la Gheorgheu Dej un fel de național-comunism național, național comunism foarte interesant. Național-comunism, mm. adică total în dezacord cu teza mm. fundamentală a, doctrin, a ideologiei comuniste, care era internaționalismul. Aiurea! Mm. Păi și în Albania, și în România, și în Iugoslavia, apropo. Era un comunism autohton cu rădăcinii vreau ei să spună Ceaușescu spunea, domnule, rădăcinile noastre sunt în mișcarea muncitorească din secolul XIX, nu Stalin nu Stalin Parcă, parcă, eu știu, Constantin Dobrojanu ieri ar fi adus comunismul la putere și nu, nu, armata sovietică. Ori din acest punct de vedere avea nevoie de legitimare. De, de aici dovezile de iubire. Iar la Ceaușescu, particularitatea următoare, cred eu. Cultul lui Ceaușescu a început într-un fel, cum să spun, nu numai că e interesant procesul, dar oarecum legitim în sensul în care cultul lui Ceaușescu face un salt Incredibil după 69 după ce în 68 el se opune invaziei sovietice în în și a fost realmente popular Ceaușescu în România în acel moment în august 68. Mm -hmm. E După asta propaganda înceap, încearcă să arate următorul lucru domnul stați puțin evident în fața unei amenințări sovietice din 68 Ceaușescu se teme de URSS. Nu era nicio șansă să vină armata americană sau armata germană să-l dea jos pe Ceaușescu, amenințarea era URSS. El s-a temut sincer și, cum să spun, clar de, de, de sovietici. Am vorbit chiar cu Tito încercând să da, facă da, o alianță da, da. Pe Absolut, pe 24 august uh, 68 s-a întâlnit în secret, asta știm, dar atunci nu s-a știut. S-a întâlnit cu Tito, l-a întrebat pe Tito, domne în caz că intră rușii, mă pot retrage în Iugoslavia? Și Tito i-a spus: Da, dragule, poți să vii oricând, dar fără armată. Poți să vii cu toată armata, dar fără arme. Că e Constituția Iugoslaviei care spune că nu, are o, nu au voie trupe în armate străine să intre pe teritoriu. Dar tu poți să vii cu cine vrei. Dar fără arme. E, și asta l-am desumflat pe Ceaușescu. Mie mai era o legendă atunci, circula faptul că uh, noi eram foarte bun prieteni cu chinezii și ar fi amenințat chinezii că dacă să intră, intră URSS-ul la noi, intră și ei pe, pe, peste frontiera din partea e adevărat, cealaltă. E adevărat că noi eram, adică s-a flirtat destul de interesant cu Partidul Comunist Chinez încă de pe vremea lui Gheorghiu Dej de la începutul anilor 60, când chinezii au început să se certe cu sovieticii Partidele comuniste între ele aveau relații foarte proaste din China și din, din uh, URSS și atunci Gheorgheu deja profita puțin pentru că deja erau două căi diferite spre comunism și Gheorgheu Dej și alții că nu și eurocomunismul tot pe ideea asta partidele comuniste din Europa Occidentală au spus domnule, păi dacă sunt două căi înseamnă că sunt oricâte căi adică și noi putem avea calea noastră spre comunism și de aici și Gheorgheu Dej și Ceaușescu. Calea noastră spre comunism, calea. Deci nu avem nevoie de ghidul sovietic, avem nevoie de oamenii noștri. Ori la Ceaușescu, așa a început cultul. Aparatul de propagandă, după 68, trebuia să arate rușilor: Domne, nu e numai Ceaușescu. În spatele lui Ceaușescu e întreg partidul, dar în spatele lui Ceaușescu și a partidului e întreg poporul. Adică. Uh, uite, cel care vorbește la balconul Comitetului Central nu e vreun zănate, ca așa, contestat de partid. Nu, tot partidul e cu el și tot poporul e cu el. E, și așa a început mm. cultul personalității. încercând. încercând ei să ne arate nouă și tuturor și sovieticilor inclusiv. Mm. Domnule, stai puțin, că poporul de fapt îl iubește pe Ceaușescu. Mm. Și, în caz că se întâmplă ceva și. Intră sovieticii, cum au intrat la Praga, e rezistență românească. Deci, tot a început într-un fel în avantajul, să zicem, unei independențe românești, doar că a luat proporții absolut aberante și vă pot da în exemple, dar vă rog. Apropo de acest de 68, cât de real a fost această, și, în general după aceea, cât de real a fost această dizidență a lui Ceaușescu și pe de-o parte și a lui Deș, pentru că avem tezele din 64. Aici, domnul Rostor armangoșu spunea că de fapt aceasta era mimat și pe cei doi erau agenții URSS și de fapt niciodată ei nu făceau absolut nimic fără, să, fără acordul URSS. Deci, practic, era un teatru pe care îl jucau uh, cu acordul Nu, aici lor. nu sunt de acord. Opinia mea este că această disensiune a fost reală. Sigur că într-un fel Partidul Comunist era un implant. Evident, încă o dată să fie limpede pentru toată lumea, comunismul n ar fi ajuns niciodată la putere în România. A fost impus de armata sovietică după 45, în condițiile unei ocupații sovietice. Așa a ajuns comunismul la putere. Dar să știți că cum să spun, distorsiunea care apare după 60 și Gheorghiu Dej, așa numita declarație de independență, e mult spus declarație de independență, dar au fost certuri reale sau disensiuni reale cu, disensiuni reale cu URSS. Și în timpul lui Gheorghiu Dej și în timpul lui Nicolae Ceaușescu n-au jucat nicio clipă teatru. Adică, mă rog, o fi jucat teatru, că jucau la două capete oricum, să ne înțelegem. Adică, pe de altă parte, și Occidentul era interesat să aibă un ghim pe coasta sovieticilor și Ceaușescu a fost un prieten al Occidentului câtă vreme a avut nevoie de el steaua lui Nicolae Ceaușescu începe să apună în 85 când apare Gorbaciov că deja discuta Reagan cu Gorbaciov direct nu mai era nevoie de un interpus dar câtă vreme a fost nevoie de Nicolae Ceaușescu el, iertați-mă, cred că îi face o vizită lui Carter la Washington, pe, cred că în 79, vai de capul meu ce poate să spună președintele Statelor Unite, Jimmy Carter, îl laudă pe Ceaușescu, apropo, discursul este și disponibil oricui, îl găsești, îl găsești pe, pe site-ul președinției americane la capitolul arhivă. Ce spune Carter despre Ceaușescu, eu nu pot să le explic studenților de azi. Adică îl laudă atât de mult, am onoarea de a primi un gânditor, un om, mare personalitate a lumii contemporane. E ceva de, de, de... Când știi cum a terminat omul ăsta peste 10 ani, rămâi uimit ce spunea Carter în 79. De ce? Păi la Moscova era Brejnev și avea nevoie de Ceaușescu să-i să mai zgândăre puțin pe ruși. Și de asta eu cred că zgândărirea asta a fost chiar reală. Nu, nu, nu s-a jucat teatru așa cum ne imaginăm noi, că erau de fapt puși de Brejnev să facă pe dizidenții, nu. Nu, hai adică că dea bine să ai un dizident și tu un lagăr comunist și sigur, să... Bun, asta sigur că uneori poate că i-a deranjat real pe sovietici. Din toate datele de care dispunem, găsim și enervarea sovieticilor de multe ori. Adică nu agreau, spunea, lasă-mă că e pionul nostru, face el pe nebunul, dar Sigur că la rigoare, până la urmă, repet, Ceaușescu s-a temut clar de Uniunea Sovietică. La rigoare, în planurile militare sovietice, în trei ore ajungea la București, de Santa Ierian. Deci, asta era calculul, bănuiesc, și știu și de Nicolae Ceaușescu. Dacă l-am aflat noi după aia, bănuiesc că știa și Nicolae Ceaușescu, de deci, jur și n-ar fi avut de ce n-au făcut-o? Iată o întrebare, adică... au să intre în ca, în ca și în Cehoslovacia? puteau să intre și e, la noi, da nu? Sau nu? Da sau nu, pentru că Cehoslovacia are locul ei pe hartă, sau mă rog, fosta Cehoslovacia. noi... De ce s-a retras? Hrușciov mm. a retras armata sovietică. De ce s-a retras? Dacă eram... să împăcase cu Tito și în 58 s-a retras armata sovietică, reconcilierea dintre Hrușciov și Tito e din 55... Păi, România era înconjurată numai de țări socialiste. Nu avea unde să fugă. Ce să faci? Unde? Să mergi pe... cu șalupa pe mare în Turcia? Ce să faci? Mm. Nu, eram înconjurați de țări socialiste și au retras armata, mm -hmm. că era o cheltuială în plus. Plus că uh, Hruș o spune, iată. Deci era win-win. Uh, Hruș o spune, uite, domne, nu armata sovietică ține comunismul în, în Europa. Nu. Popoarele, iată, iubesc liderii lor. Iar Gheorghiu, deci la fel, spune, stai frate puțin că noi suntem legitimi. La noi acasă nu suntem produsul armatei sovietice. Uite, comunismul e înfloritor, regimul merge spre comunism, regimul e iubit. Deci a câștigat toată lumea, politic vorbim și sovietici și regimul Gheorghiu Udej. După care a început imediat să... M -m, când a văzut că sovieticii se, se ceartă cu chinezii, opa, e o oportunitate m -m. pentru noi. Și asta se întâmplă peste tot și în Albania e la fel. Tito la fel zâmbea pe sub cascheta lui de ofițer când se certau sovietici și chinezii, că era o bucurie pentru ăștia mai mici să-i vadă pe cei mari că se certă era ocupați și nu se mă da, exact. <laughs> Dar uh, i-a ajutat uh, acest cult al personalității, uh, i-a ajutat și pe cei din eșalonul secund, pentru că totuși Ceaușescu când a venit la putere în 65, uh, el știm nu era favoritul uh, numărul 1 uh, sau preferatul lui Dej, uh, era Gheorghe Apostol care nu a putut să să nu avea cum să ia puterea, nu avea susținerea necesară. Uh, Ceaușescu face un joc uh, foarte bun și îl înlătură pe Drăghici, pe uh, principalul sau uh, contracandidat, uh, dar totuși, în momentul în care era preluat puterea, și vedem că a început destul de repede acest uh, cult al personalității, practic l-a continuat, cum spuneați, pe al lui Dej, uh, Ceilalți, Maurer, uh, nu știu, Chivu Stoica, deci oameni care erau din garda veche, uh, i-au suflat în, în, în pânze. Uh, ce au știut cu să știți că a fost uh, de o abilitate reală. E o mare prostie ce spune Maurer. La un moment dat, Maurer. Uh... După Revoluția, Maurer a murit târziu, cred că a murit prin anul 2000-2000 ceva. Deci, deși era mai bătrân decât Ceaușescu, l-a văzut murind pe el pe Ceaușescu și nu invers. Deși, paradoxal, când se retrage Maurer din politică în 74 invocă probleme de sănătate. Și Ceaușescu era bucuros că era mai tânăr și l-a concediat după 13 ani. Este cel mai longeviv prim-ministru din istoria noastră, Ion Gheorghe Maurer, 13 ani, 61-74. Dar l-a văzut crăpând pe Nicolae Ceaușescu, să spunem așa, dar a spus o mare prostie, Maurer. Zice, domnule, l-am ales noi, ăștia mai garda veche, baronii lui Deci, cum s-ar spune, l-am ales când ni s-a părut mai manipulabil, mai prostuț. Nu știu care a fost mai prostuț în afacerea, aia, pentru că ce reiese acum? reiese și din, în primul rând, din mărturiile multora care au stat de vorbă cu Gheorghe cu Nicolae Ceaușescu în persoană. A fost o negociere în 65. Morise Dej, Ceaușescu avea ambiții, dar nu avea ambiții venite de pe stradă, avea ambiții ca unul care se ocupa de dosare de vreo 10 ani. Nicolae Ceaușescu era, astăzi s-ar chema HR, Uh, resurse de umane, umane. păi era departamentul de cadre al partidului, iertați-mă Nicolae Ceaușescu, nu era un nimeni. era directorul de resurse umane era da. directorul de resurse umane al partidului uh, drăghit și că a fost ministru de interne nu lui bea nimeni, în primul rând ăștia din partid uh. se temeau de el păi cum să pui unul care a, a condus securitatea a condus ministrul de interne era Cine... un fel de beria după Stalin da Exact. Gheorghe Apostol își umflă să statuia, din păcate are, are o carte altfel interesantă, mă rog, dar spune că, domne, pe mine m-ar fi preferat Gheorghiu Dej, dar ce să vezi că, de fapt, ne-a lovit pe toți Ceaușescu. Ceaușescu s-a dus la garda veche și a negociat cu ei. Măi, și Maurer, sau cum o fi vorbit ei, dumneata vrei să conduci partidul? Și Maurer a spus, nu, Nicule, vrei tu că te susțin, dar mă lași prim-ministru. Da, te las pe Chivu Stoica la fel l-a lăsat președinte al Consiliului de Stat, deci el le-a promis oamenilor răstora că îi lasă bine, adică unde vor ei da, să-l susțină pe el. Și într-adevăr, garda veche, Leonte, nu Leonte Răutu, ăsta a fost un ministru al apărării, Bodnăraș. Bodnăraș. Sigur că da, sigur că da, adică toți, într-un fel sau altul, l-au susținut pe Ceaușescu, care le-a spus, domnilor, E pact. Voi mă susțineți, eu vă păstrez acolo. Singur, primul care a cedat a fost Chivu Stoica, pe care l-a schimbat. După vreo 2 ani, cred că în 67, pleacă de la Consiliul de Stat, sau mai bine spus, și-a cerut el eliberarea. În fine, eu o întreagă poveste cu Chivu Stoica. Pe Maură l-a ținut din 65 până în 74, prim-ministru. Și pe cei pe care a vrut să se răzbune, s-a răzbunat. Gheorghe Apostol a devenit, care nu l-au susținut pe el, pe Ceaușescu. Gheorghe Apostol vrea și el să conducă partidul și l-a trimis ambasador, cred că prin America Latină, ceea ce în vremea comunismului a fi ambasador în America Latină, era un fel de exil a drăguț. Nu te da afară, nu ajungea închisoare, doamne ferește, da... Nici nu mai aveai treabă cu conducerea erai partidului, pe e, erai pe linie, da, du-te, stai acolo, stai liniștit, e soare, e frumos, vei învăța spaniolă sau mă rog ce vei învăța, dar stai liniștit acolo că în partidul mă lași să-l conduc, o fi spus Șaușescu. La fel, Drăghici a început afacerea pe Trășcanu și a fost vin, găsit vinovat de, de crime, de povești, de abuzurile securității, pac s-au spart în capul lui, lui, ăsta lui Drăghici. Și Ceaușescu încet, încet are acest gest de curaj. Mie mi se pare un autentic gest de curaj cuvântarea lui din 68. E momentul lui de glorie. 22 august, 21 august, când a fost în noaptea aflat, în noaptea de 21 spre 22 aflat, i s-a spus pe la ora 3 noaptea, imediat. Existau niște informații preliminare că s-ar putea întâmpla, dar a fost trezit la trei noaptea și s-a spus că sovieticii au intrat în Praga și imediat a convocat de la 5 încep ședințele. Ce vedem noi, imaginea de la balcon, este la capătul celei de-a treia ședințe. În toată dimineața a fost dintr-o ședință în alta, pentru că a chemat prima dată Comitetul Executiv, pe urmă biroul lărgit, după care i-a chemat pe toți, de redactori de ziare, tot, de, șefii publicațiilor, în fine. Și pe urmă a ieșit în piață unde a fost o popularitate reală a lui. După care începe nebunia asta, propaganda încercând să arate, domnule, stai puțin că nu e numai partidul cu el. Tot partidul e cu el, dar și poporul e cu el. Bine, păi pentru el nici nu invitați nimeni la invazie, ca să spunem. Da, 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 el, da, da. trebuie să spunem da. acest lucru, exact. Da. Nicolae au știut că nu n -a, n a fost invitat pentru că Brejnev nu avea încredere în el. O confirmare în plus a ceea ce vă spuneam, că nu era teatru. Dar cum a putut? Pentru că vedem, de-a lungul timpului, acești lideri carismatici, lideri care ajung să aibă o aură de invincibilitate sau de sfânt pe pământ, au. Au câte ceva, adică de obicei au, sunt foarte bune oratori, arată bine, unii dintre ei au un lipici la public. Ceaușescu bă, nu pare să aibă la are același discurs bolovănos, aceeași limbă de lemn de la început, de la UTC până la, mm. până la sfârșit, se exprimă prost, nu era un sex simbol, n-a fost niciodată, deci părea așa o chestie insipidă, incoloră, care nu avea cum să prindă la mase și nici măcar la cei de subier. Pentru că, de exemplu, unul ca Maurer era net superior intelectual sau ca Corneliu Mănescu. Da, dar în același timp, cum să spun, cred că trebuie să lămurim puțin lucrurile. Ceaușescu niciodată n-a -a fost carismatic. El a fost popular. Popularitatea și carisma mm -hmm. sunt lucruri diferite. El a fost popular în, în 68, a fost realmente popular în România după, după acea cuvântare, a fost o popularitate reală și, apropo, foarte apreciată în Occident, adică cred că Ceaușescu apare a doua zi după cuvântarea de la balconul Comitetului Central, cred că apare pe prima pagină în 80% din marile ziare ale lumii care vorbesc, domnule, un lider comunist critică invazia sovietică. Ceaușescu a fost uh, apreciat pentru acest lucru. Dar carisma n-a avut. Popularitate, da. Din fericire, în istoria noastră, să știți că noi n-am prea avut lideri carismatici. Și asta e spre bine. Pentru că să știți că un personaj cu carismă suceste mințile de nu te vezi. Uh, cum v-am zis, uh. Cornelus de zelea Codreanu. El chiar a avut carisma, Corneliu Zelea Codreanu. Nu că ar fi fost mare orator. Nici nu prea vorbea. Nici nu uh. prea vorbea, dar vedeți, carisma nu poți defini. E ceva de altfel, nu întâmplător termenul e, vine din limba greacă, dar e mai apropiat de religie. De, e un fel de dăruire, nu știu, un fel de... Domne, e duhul ăsta, îl face plăcut. Și carisma are termenul de valabilitate ca și popularitate. Dar, bun, avea această popularitate în 68, dar în momentul în 65, când el ajunge uh, la putere, sau chiar și până atunci, pentru că el uh, el are o ascensiune fulminantă nu a în fost partid. Abil, a fost abil, era generația care nu l-a amenințat pe Gheorghiu Deș, Gheorghiu Deș a ras generația lui, adică ăștia care îl puteau uh, contracandida. Păi uh, Gheor Ceaușescu era cu vreo 17 ani mai tânăr decât Gheorghiu Deș aproximativ o generație, că noi înțelegem prin generație 20 de ani, nu l-a amenințat niciodată pe Gheorghiu Udeș. Deci, ba din potriva a fost într-un fel uh, ajutat de Gheorghiu Dej, deci, uh, care avea nevoie de tineri ăștia, mai tineri, uh, erau mai uh, dinamici, mai... Deja Gheorghiu Dej deci devenise el însuși un fel de monarh, comunist, așa. Ceaușescu este în preajma lui? Este din... Uh, a, apropo... De la GRIP de general, după 56 sau ceva de genul acesta, în, da. Făcuse o, a avut o pregătire militară, mă rog, el trebuia să devină ofițer politic, nu, nu, nu urma să devină mare strateg militar ofițer, dar era în conducerea politică armatei. Dar ce vreau să vă spun eu următorul lucru. Ghiță Ionescu, un profesor american de origine română, cartea lui Comunism în România o recomand oricui. Ghiță Ionescu scrie această carte în 64, de fapt în 64 publică. Cine știe, o fi scris-o în anii precedenți. Ghiță Ionescu spune din 64 ce cel mai probabil în cazul unei succesiuni este Nicolae Ceaușescu. Și asta un profesor american, trăia în America. Deci pentru cine urmărea puțin atent, își dădea seama că prezența acestui tinerel în jurul lui Gheorghiu, deci nu era chiar întâmplătoare că era mai tânăr decât toți ăștia al alții. Când a ajuns la putere Nicolae Ceaușescu în 65, păi haide să ne spunem, totuși, să ne aducem aminte, avea 47 de ani, cred că era cel mai tânăr lider comunist din Europa. Exact. La, 47 de ani ești în, în ierarhia comunistă, ești un fel de adolescent la 47 de ani. Da, vedem ce era în anii 70-80 da, în și, URSS. Da, da. Și sigur că putem spune că poate Gheorgheu ăsta, Maurer, vorbea franceză, Ceaușescu de-abia vorbea română, dar nu conta lucrul ăsta atunci. Partidul avea nevoie de un continuator al lui Gheorgheu Dej și ce l-a salvat pe Nicolae Ceaușescu a fost clara noastră rusofobie, adică românii se tem de ruși. Și se temeau și în partid de, de sovietici. Cum era Bonăraș, care era agent Normal, sovietic. Normal, da, bun. Bonăraș se poate să fi lucrat la două capete, Dumnezeu știe că e o, e o enigmă acest Emil Bonăraș, dar într-adevăr, toată lumea îl credita ca fiind agent clar al armatei sovietice după al doilea război mondial. Dar Bonăraș a jucat foarte corect cu Ceaușescu. Că și probabil el știa de ce sunt capabili sovietici și a zis, lasă-mă mai bine cu ăștia aici au un fel de comunism național decât să ne impună Moscova ce să facem. Și de asta popularitatea lui Ceaușescu se hrănește și din această rusofobie pe care o avea teamă de ruși pe care o avea inclusiv conducerea de partid la noi în marea majoritate. Că mai erau agenți buni, clar, că mai erau prieteni camuflați ai Uniunii Sovietice, am văzut și în 89. În 89 ies la suprafață la, la Revoluție. O bună parte dintre ei erau Iubitorii lui Gorbaciov, să nu zic ce altceva. Dar, în fine, da, Ceaușescu și-a selectat și el oameni care să fie de acord cu el, adică toți miniștrii lui, nu știu, gândiți-vă la Ștefan Andrei, gândiți-vă la um, Cornel Burtică la toți ăștia care erau mai, inclusiv Cornel Mănescu pe care îl aminteați, se temeau de sovietici, toți. Mm. Dar apropo de, carisma, de popularitatea lui uh, în străinătate, uh, vedem totuși că uh, din ce se trăgea această popularitate? Doar din uh, avantaje economice, pentru că noi aveam schimburi, eram între puținele, dacă chiar singurele țări care aveam schimburi economice cu vestul, pentru că acea uh, vizită celebră, primată în caleașcă de regina Elizabeta II mari britanii, uh, uh, britanii, a Mare Britanii, suveranilor britanici nu le-a făcut deloc plăcere, vedem după aceea, hey, uh, yeah. care au, au, spus că s-au ascuns pe grădină, Dumne. Fel și fel de uh, Haideți, acum, cum povești. Spun, cu toată stima pentru coroana britanică, dar hai să ne înțelegem, n-a obligat-o nimeni pe regină. Ce, a stat cineva cu pistolul la la a ei? că i s-a cerut de către guvern. Păi i s-a cerut de către guvern pentru că Marea Britanie vrea să ne vândă un motor de avion, care nu era cel mai nou. Și ar fi făcut orice ca să ne vândă uh, acel motor, uh, în virtutea faptului că Ceaușescu, care a avut această ambiție ca în România să se fabrice totul, a existat proiectul unui avion românesc, Rombac. Rombac era Romanian British Corporation sau ce cooperare. Și motorul era britanic și restul făceam noi avionul. Cred că s-au făcut câteva. Cu motoare britanice și de asta l-a plimbat cum se cheamă regina de asta s-a plimbat cu el prin caleașcă, dar acum ai ideea că i-a făcut sau nu i-a făcut plăcere știți ce, dacă vă uitați la câte diplome sau medalii a primit Ceaușescu și Elena Ceaușescu multe state absolut respectabile și le-au retras repede 90 totuși de ce le-ai dat? De ce le-ai dat? Are Ceaușescu, are ordine primite din țări democratice foarte clare. Elena Ceaușescu era membră, cred că inclusiv în societatea britanică, regală de chimie sau ceva în genul ăsta. A, după care s-au retras. Cum s-au retras și lucrările scrise da, de ea. Lăsați da, lăsați-mă, adică cât au avut nevoie de ei au fost folosiți. Mm -hmm. Ociuguleau îi dădeau diplome, el lua premii din tot felul de ONG-uri indiene, îi dădeau lui Ceaușescu premii, tot felul de edituri din, din Franța, din Italia, primeau bani din România ca să-i publice cărțile, iertați-mă, dar nu credeți că îi apăreau cărțile în Grecia, se băteau grecii, se, băteau greci pe cărțile lui, le plăteam noi și niște edituri mechere de acolo, trăiau foarte bine un an de zile tipărind volumele lui Ceaușescu, sau mai știu, eu, din Franța e foarte limpede. Adică, cum să vă spun, am studiat uh, pe autorii ăștia străini care scriau despre Nicolae Ceaușescu, pe bani scriau. Yeah. Și francezi, și italieni, britanici <gri> au scris despre Ceaușescu cărți. Pe bani, laudative, toate. În cartea dumneavoastră spuneți că uh, chiar generalul de gol îl laudă pe Ceaușescu atunci când vine. Păi, ceaușescu. Uh, în 68, uh, în Da, vizita. nu, realmente Ceaușescu, de gol, apropo, de gol, trebuia să vină în România în 67. Până la urmă a venit în 68, dar trebuia să vină în 67, era programată vista în România, doar că a războiul israeliano-arab în 67 și n am mai plecat de la Paris de gol, a venit în 68. Lui de gol, în mod sincer, de gol considera că Ceaușescu are în tratatul de la Varșovia aceeași poziție pe care Franța o are în NATO. Adică, domne, suntem, dar nu veniți voi la noi să ne spuneți ce facem. Bun, suntem în NATO, zicea De Gol, dar nu veniți voi, americanii, să ne spuneți nouă cum să trăim, că nu, noi suntem Franța. Și Ceaușescu îi se părea că are aceeași poziție în tratatul de la Varsovia, ceea ce nu era fals. Așa stăteau lucrurile. Și, atenție, De Gol vine înainte de cuvântarea lui Ceaușescu. Deci știa, îl mirosise. De Gol era totuși un om cu experiență, aveau și ei ambasadori. Astăzi știm rapoartele ambasadorului Franței trimise de la Ceaușescu. Și erau multe, erau laudative, în sensul că, domne sunt comuniști, dar sunt mai mult naționaliști decât comuniști. Nu fac jocul sovieticilor. Putem vorbi cu ei. Uh, francofonia, iertați-mă, francofonia, păi uh, vreau să vă dau cazul concret al cuiva care în clasa a doua am început la o școală banală de cartier din Craiova, limba franceză. N-am început limba rusă, n-am început nici limba uh, engleză. Dar Am început limba franceză în clasa a doua Da, erau, erau multe școli care se făceau din clasa a doua limba franceză Că era limba 1, cum se spunea Da, acum. era prima limba, da, limba, prima limba, limba Francofonia da. Ne-a pus pe hartă Clar, după 64 Am devenit o țară preponderent francofonă acest... Iertați-mă da. Din momentul în care în 64 Rusa încetează să mai fie obligatorie mm -hmm. În sistemul nostru de învățământ Caz rarisim în lumea comunistă în 90, când ieșeam, am început să ieși din țară, generația mea, nu ne treceai prin Cehia, nu te înțelegeai cu nimeni. Că noi vorbeam franceză, ei nu vorbeau franceză, vorbeau rusă, noi nu știam rusă. Engleză nu prea știau nici ei, nici noi. Dar în fine, germană, noi nu. Franceză, în Cehia, în Bulgaria, în Bul Bulgaria are o școală francofonă reală și ei. Dar dezvoltată mai mult după 90. Dar ruse știau toți, pe când în România generația mea nu știa rusă. Da, și multă lume nu știa rusă, adică chiar că și generația mai, mai trecută. Bine, da, da sigur. Da. Unii oameni fuseseră obligați să învețe rusă și nu au învățat. Că erau tot o formă de, de protest. Da, exact. Știu cazuri mai, mult mai, chiar mai în vârstă decât dumneavoastră, deci vorbim și mai în spate, în care făceau de-abia la. ajungeau din greșeală să facă rusa în clasa noua, uh -huh. și veneau cu un caiet, le deau o notă așa, că să prindea și profesoara și că nu, să, ei nu făcuse rusa da, și să știe. Da, da. Și patru ani treceau așa de. Sigur că da, de flori de mărului. De mărului da. Păi da, și eu, deci am început limba franceză, deci vă spun acum se întâmpla pe la mijlocul anilor 70. Limba franceză în clasa a doua, pe urmă am început limba rusă, nu mai știu, între a cincea, între a șasea, dar dacă luam cinci la rusă, ai mei nu se supărau. Aoleu, dacă luam opt la franceză era dramă, dar dacă luam cinci la rusă, a, a, și pe urmă la liceu, salut, a dispărut limba rusă. Engleză am făcut, cred, în liceu și bineînțeles franceză. Cu rusa din păcate uite că acum într-un fel mă, totuși e limba unei mari culturi. dar am studiat-o ca să nu învăț și asta era povestea noastră a românilor o studiam ca să nu învățăm și nimeni nu se supăra că era o rezistență să zicem anti rusă. Da 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 nu, da rus... așa bă. rusofobia rusofobia, da. rusofobia noastră e, e veche de cel puțin după 1848. Mm -hmm. Atunci s-a rupt lansul de iubire că înainte mai aveam familii care erau rusofile la începutul secolului al 19 era clar dar după 48 încet încet apoi după război de independență lucrurile s-au stricat grav și practic secolul 19 se termină la noi într-o stare de rusofobie care dă noi până azi. A, și continuat după aceea, o continuăm cu rușii. Și, și Ceaușescu a, a beneficiat. Și Gheorghe Udeș la final și Ceaușescu a beneficiat. Mm -hmm. Și cultul lui, v-am spus, are legătură cu această teamă a lui de, de, de Uniunea Sovietică doar că a fost prost condus. Și să vă dau un exemplu. Eram cum să spun, dumneavoastră știți când ne oprim. Da, da. Că un profesor este setat așa pe o oră vorbește non-stop. Dar ce vreau să vă spun este că vă imaginați că în toată școala copil fiind, ni se spunea despre tinerețea revoluționară a lui Nicolae Ceaușescu. Domnule, credeam că e un fake, credeam că e falsă, credeam că e o poveste inventată. Ca să descoperim astăzi că într-adevăr el a avut o, o, o tinerețe revoluționară. Țăcăneala lui, apropierea lui de, de utopia comunistă, să știți că începe pe la 16 ani în mod clar dovedit. Este și arestat. Uh, a fost arestat, nu avea 18 ani, da, da am, am editat acum câțiva ani un volum alături de colegi de-ai noștri, mulți dintre ei absolvenții ai Facultății de Istorie, un volum dedicat Partidului Comunist Român și uh, lucrurile sunt clare. E un mm. capitol al Cristinei Diac, o foarte bună cercetătoare în istorie, Cristina Diac, are un capitol pe tinerețea lui Nicolae Ceaușescu, e clar, el când a fost arestat n-avea 18 ani. Începuse deja de câțiva ani și l-au prins în, într-un sat da. din județul Dâmbovița, a încercat să facă o organizație UTC. Da, la Ulmi, dacă nu mai înșel. Ulmi da. Ulmi, da. Lângă Târgoviște. Vedeți ce, ce întâmplare. A început acolo prima arestare și a murit da. la Târgoviște. Da, este, este, a vrut să, apropo de asta, a vrut să plece la Târgoviște în, legat de această a lui, adică credea că acolo iubește lumea, de ce a mai Târgoviște? Ma, știe, uite, cine da. poate să știe? Tot ce spunem noi sunt supoziții. Deci, S-a dus la Târguviște. El era ferm convins că muncitorii mea, dacă el apare în fața muncitorilor, muncitorii sunt de partea lui. El era convins că ce se întâmplă la București e un complot sovietic. Probabil bănuia că sovieticii s-au înțeles cu americanii. să loc întâlnirea de la Malta pe 3 sau pe 4 decembrie 89 și cred că pe 3 decembrie, în fine. Și era convins că e un complot. Dar las că mă duc eu și le vorbesc muncitorilor, că muncitorii sunt români. Eu sunt român, ei sunt români. Deci a fost complet orbit. De unde eu trag concluzia că acest cult al personalității, în primul rând, l-a orbit pe el. L-a orbit, el nu mai. Vă dau un exemplu, una la mână. Vă spuneam, această foarte proastă propagandă. Domne, atât de prost se făcea ideea asta de tinerețea revoluționară a lui Nicolae Ceaușescu încât nu credea nimeni în ea. Adică eram în școală și noi șușoteam între noi și probabil ne spuneau și părinții că a fost prins în gara din Târgoviște, furase un diamantan. Nu că avea la el manifeste. N-a furat, domnule, adevărul că n-a furat niciun diamantan. Dar era atât de prost făcut această propagandă încât nu credea nimeni în ea. Ce să vă mai spun? Sunt exemple de lucruri reale, dar care atât de prost erau. Ei, și mai puneți-vă în pielea unui personaj care în ianuarie, mergea la sala Dallas în centrul Bucureștiului, unde avea loc vernisajul dedicat lui de ziua lui și în care apărea el în toate tablourile. Trebuie să ai o dereglare, iertați-mă, să mergi la vernisarea unei expoziții dedicată ție cu chipul tău. Cred că un om normal ar spune, voi fugiți de ce cu prostiile astea. Ori el se ducea cu Elena Ceaușescu la vernisaj, la sala Dallas, unde apăreau ei în tablouri. Înseamnă că trebuie să fii puțin patinat de raiață, nu zic altfel. Cu siguranță, dar acum uh, am o întrebare. El a luat o razna uh, pe parcurs, pentru că s-a a decolat uh, pe parcurs, sau el a avut de la început o afecțiune? Pentru că uh, făceam, am făcut o emisiune uh, cu document, documentaristul uh, ultimului film Tovară, despre Ceaușescu, care spunea că cercetând arhiva, cercetând discursurile lui uh, și consultând uh, niște medici, uh, a ieșit că era foarte probabil ca Ceaușescu să fi fost autist, să fi avut o, un strop de autism care să-l facă să uh, nu uh, să nu empatizeze, să nu înțeleagă lumea în care este de încă de la început. Da, interesant. Adevărul e că și eu aș simți nevoia să discut cu un, un medic sau, eu știu, un uh, psiholog să o analiză psihologică a lui Nicolae Ceaușescu, nu o ne lipsește sau cel puțin eu nu cunosc. Mi-ar mi făcea plăcere să stau de vorbă cu un medic pe tema asta. Altfel, ce să vă spun? El, într-un fel, vedeți, el eu cred că a avut. El nu, nu l-a schimbat China pe el. Adică, ideea asta că domnul Ceaușescu era ok. Opa a ajuns în China și în Corea de Nord în 71. A vizitat China, Corea de Nord, Vietnam, Mongolia. Nu l-a schimbat Corea de Nord. El era un teren fertil pentru ce a văzut acolo. Tinerețea lui e una stalinistă a lui, a lui Nicolae Ceaușescu. Doar că era un stalinist care se temea de sovietici. Asta e personajul în speță, Nicolae Ceaușescu. Și, dar în același timp și, și el evoluează în ce involuează, mai bine spus, în ideea că, domne să știți că nu e glumă, puterea corupe. Da, e o patologie a puterii. Dacă nu ai o identitate a ta, dinainte de a avea puterea, puterea corupe și asta o vezi și într-o democrație o vezi și într-o dictatură și cu atât mai mult într-o dictatură, ori pe Ceaușescu efectiv el a fost corupt de această putere pentru că la un moment dat devine irațional. adică vezi gesturi ale lui raționale, raționale în, în anii 60, în anii 70, dar la un moment dat lucrurile capătă o dimensiune aberantă cum v-am zis, povestea asta zice domne, cum domne pot să merg la o, la o expoziție să mă văd pe mine adică ori îți imaginezi că într-adevăr lumea te iubește, ori îți dai seama de, ridiculul ridicolul situației. Numai că se spune tot timpul mult iubite și stimate, trebuie să ai o... Ori de tine ăla, ori te crede nebun. Am făcut, o am făcut o analiză a zilor lui de naștere și sfătuiesc pe oricine să o facă să vedeți cum se strică practic de la an la an. Sunt în anii 60, începutul anilor 70, să știți că de ziua lui de naștere, bun, ok, se ura la mulți ani. În anii 80 devine un fel de... E ceva de neimaginat, adică începea de la... După unire, da, și cred că și în ziua unirii se vorbea mai mult de Ceaușescu decât de Cuza. Dar mai ales că venea ziua lui de naștere pe 26 ianuarie, iar pe 9 ianuarie era ea. E o nebunie în anii 80, mai ales când face cifre rotunde. El era născut în 18, 1918 și face, nu știu, 65 de ani în 83. Pă, ce e în 83, dar ce e în, 80, în 88, când face 70 de ani. Iar el, an de an, ține practic același discurs, parcă, într-adevăr, scris de un autist politic vorbind, Doamne ferește, nu ne referim la altceva. Nu ne înțelegeți că ține același discurs, bine, cu modificări. Și spune, ce dacă prin abstract... De ce abstract nu știu? Dacă prin abstract aș, aș putea să o iau de la început, aș face același lucru și m-aș dărui clase muncitoare. An de an spune lucrul ăsta despre el însuși. Domne, dacă ar fi să o de la început, fiți convinși că aș face la fel. Unora care au să rădă 25 de ani același lucru. Da, unora care au zis sără cam același lucru și auzeau an de an și îl felicitau an de an și el dădea o șampanie după ce era felicitat. O ai sinistră, adică... Și stai să te gândești, măi, și de părerea mea sinceră e că e vorba de o sinucidere în cazul morții lui, pentru că devenise atât de urât, adică urât, nu la modul că era urât la chip, îl ura lumea. Ura a fost reală, că era, era lumea super săturată de el. vă imaginați că pe coperta a patra cărților nu putea să apară poza lui Marin Preda. Nu! Singurul chip, singurele chipuri Vizibile de fapt era el și soția lui, soția lui, după fuga lui Pacepan în 78, începe creșterea Exponențială a Elenei Ceaușescu, și apropo, descurajez pe prietenii noștri să-și imagineze că Elena Ceaușescu l-a stricat pe Nicolae asta Ceaușescu. Asta vreau să spun, era și mitul acesta: Nici că el era băia bun, dar da, ea era o da, scorpie. Da, da. da, păi sunt două mituri aici. El era băia bun până a mers în Corea de Nord și l-au fermecat coreenii. Nu, e fals. El era un stalinist dinainte, iar Elena Ceaușescu e produsul lui Nicolae Ceaușescu, nu invers. După fuga lui Pacepa, Ceaușescu. Capătă un fel de neîncredere maladivă în toți. Ori, vedeți, dumneavoastră, oamenii simpli, că el era inteligent, dar nu era educat, Ceaușescu. Inteligența avea. Avea patru clase reale. Bun, sigur, da. evident. Dar oamenii simpli, în momentele acestea în care se simt trădați, unde te duci? Familia. Familia. Domne. Și începe creșterea tuturor din familia lui. Îi pune în diverse locuri. Că nu mai avea încredere în, în ceilalți. Se folosea, sigur, de toți. Și mulți au fost fideli până la capăt, vezi miniștrii lui. L-au rugat, pe, alergau după el în, pe, în 17 decembrie, când a spus el, dacă nu vă convine plec. Nu, nu, nu! Au sărit pe el că dacă pleca el mureau toți, adică el era, știți alea, castelele alea din cărțile de joc? El era cartea de la bază, dacă pleca el cădeau toți și au sărit pe el să-l convingă. Că el a jucat teatru probabil atunci sau într-adevăr se considera iubit și pește îi trata ca pe niște servitori și băi, dacă, dacă nu mă ascultați pe mine, stai că mă duc în fața poporului, cine știe ce era în mintea lui. Și ăștia au sărit toți, nu tovarășe, vă rugăm, vă rugăm, nu, nu, nu. Deci vă dați seama ce, ce, ce comedie a, a, a trăit această Românie. Comedie neagră. Și mai este mai este tot un mit în care bă, se spune că el, tot datorită acestui cult al personalității, a fost ținut departe de problemele reale ale țării. Dar vedem și bă, doamna Betea în cartea dânsei despre Ceaușescu, dă niște pasaje. Sunt oameni din eșalonul 3, 4, secretari de stat sau directori în minister sau în întreprinderi care încearcă să-i spună. up. chestii banale, cum ar fi, că nu se, pot, nu se poate face planul deoarece bateria primă lipsește, tocmai din cauza impunerilor acestora pentru a plăti această datorie externă și el nu vrea să audă, adică spune că nu se poate, că vă, vă plângeți, că da. nu vreți să lucrați, adică el respingea pur și simplu adevărul, deși erau câțiva oameni, bine, evident că erau și niște oameni care, să zicem, pupincuriști, s-ar numi astăzi, care săreau imediat asupra celor care spunea așa, nu e adevărat, îl minți dar el totuși afla informația și nu vrea să o creadă. Absolut, asta e și părerea mea și vreau să vă spun ceva, până la urmă e vina când tu ești conducător, dacă nu afli e vina ta? Adică ideea asta că domne nu știa săracul de el, el vizita o piață și vedea că e plină. Și vedea niște umbre cenușii pe la margine, stăteau și se uitau așa la, la merele la Ionatan. Și el nu știa, domnule, săracul de el, nu știa că lumea moare de foame. Păi dacă nu știa, tot vina lui e. Dacă, de ce ești conducător dacă tu nu știi? Deci, indiferent cum ar fi, asta nu-l absolvă de vină, Lasă că el știa foarte bine. Știa bine, există astăzi mărturii ale simplului fapt că securitatea făcea un fel de, hai să zicem, sondarea a opiniei publice. Că soția lui, în speță Elena, uneori poate mai bloca anumite documente, că nu avea curajul să-i spună ministrul de interne, dar rapoartele la securitate le făcea că le găsim astăzi. Securitatea spune și la Brașov și în Valea Jiului, domne, sunt probleme cu alimentarea populației, cu diverse materii necesare, în fine, alimente, povești, astea apar în rapoartele securității, că le găsim astăzi. Păi dacă nu au ajuns la Ceaușescu, a cui e vina? A lui ofițerul informator de pe stradă? Nu! Tot vina lui ca șef al statului e. Deci ideea asta că el l-a știut sau că a fost mințit, să o creadă cine vrea, da s-a lăsat mințit dacă a fost în cazul ăsta s-a lăsat mințit și eu cred că el trăia de fapt într-o lume virtuală din mintea lui, în capul lui era o realitate care nu mai corespundea cu cea a țări. Dar acest cult al personalității vedem că a răzbit peste timp și astăzi la 35 de ani de la Revoluție vedeam ca în fiecare lună decembrie se face un sondaj și vedem că această idee cu timpul ce aușesc se trăia mai bine și era mai bine, crește și mai ales în rândul tinerilor. Cred că ultimul sondaj avea o treime din tineri P care nu, trecu nu erau discuți da. atunci, cred că era mai bine pe comunism. Asta e o prostie sinistră și, mă rog, nici nu pot să-i condam pe oamenii care cred asta, pentru că e și cu educației noastre. Adică, ăsta este, tinerii care își imaginează că atunci era mai bine, sunt victima sistemului nostru de educație. Deci, eu ca profesor mă simt vinovat în egală măsură, nu dau vina pe oamenii ăia că își imaginează pe de altă parte, oamenii în vârstă, bun, își regretă tinerețea. Asta e limpede. Cei care spun că era, domne, nu, își regretă lumea tinerețea și punct. Dar, pe de altă parte, era ceva, egalitatea era mult mai mare decât azi. Eram o societate egală, chiar și responsabilul de partid, să știți că și dacă avea portocale acasă, Copiii lui le mâncau în familie, nu veneau pe stradă să arate, uite ce portocală am eu și tu ai Pe când acum în lumea de azi, sunt tineri ca dumneavoastră care, uite, faceți emisiuni de genul ăsta și sunt alți tineri care se duc cu roaba de șampanie la 1 mai și cu cinci fete cu o demonstrație de chirurgie facială în jurul lor și hai cu roaba, șampanie și artificii. Astăzi, a, Nu mai vorbim de mașini, nu mai vorbim de orice Astăzi discrepanța e enormă Și asta îi afectează pe mulți tineri da, da. Tinerii, măcar atât aș dau seama Că societatea Atunci era puțin mai Egală în nefericire Asta vreau să spun, era o nivelare, dar în jos e, Ca la fotbal, la campionatul, nu, la Liga da. De -a, scade, scădea, nu creștea Nu era în sus Era o, o, egalizare, o egalizare în nefericire da. Pe când astăzi este o ex, Exibare din partea unora. Un exhibiționism, chiar aș spune. Uitați-vă, nu știu, fiecare ce postăm vara, deja nu mai merge să spui că mergi în Grecia. O, o leu, Grecia ești, ești la, la mișto, dacă... ești la, la mișto, da. Ca și da. Când la techir, eu, da. Exact, da. da. când atunci, toții, ce aveam, muntele și marea, dacă ajungeai la costinești ca student, tu ziceai că ai apucat pe Dumnezeu de picior. Pe păi când acum, nu știu, Zanzibar, trebuie să te duci undeva în destinații de astea, cât mai exotice posibil. Și la asta ar trebui să, să medităm, dacă nu cumva, decalajul ăsta totuși din societatea de azi potențează mituri de ale comunismului și un fel de retrospectivă falsă. Atunci eram toți nefericiți, eram toți în proporție de 80%, nu poți să spui flămânzi, că era economia paralelă care și în fine, era jumătate din România până în 85, statistic vorbim până în 85, jumătate din România trăia, trăia la sat. Ori satul mai avea... Un pământ, o găină. Un pământ, o găină, exact. Porc, avea toată lumea de Crăciun. Și din punctul ăsta de vedere pot să spun că nu știu dacă a murit cineva de foame, dar în magazină nu găsea nimic. Un alt mit creat tot de aparatul, mă rog, poate chiar post comunist, dar tot de aparatul de propagandă, este fapt și care astăzi alimentează teoria de conspirație, este faptul că, domne, eram săraci în anii 80, dar Ceaușescu a plătit toată datoria externă uite ce patriot era, față ce se <coughs> întâmplă acum cu cei care ne și care se împrumută miliarde, zeci de miliarde în fiecare an. Păi, explicația mea, bun, e real că a plătit datorii externe, la ce o fi folosit, nu știu, nu i-a folosit nimic, din potrivă, a cutizat ura asta față de el, toți eram într-atât de disperați încât n-am apreciat deloc, când a ieșit el, cred că în 88 sau 89, nu mai țin minte, a ieșit și a spus că, că aia România a achitat ultima tranșă, nu știu ce, de pe niște împrumuturi pe care le făcusem în condițiile în care el pariase foarte mult pe industria asta petrolieră, industria maselor plastice, polimerii Elena Ceaușescu, vă aduc aminte, specializarea ei era polimerizarea stereospecifică a izoprenului. Nu știu ce înseamnă, dar sună bine. Sună bine. Poli, polimerizarea stereospecifică a izoprenului. Asta e cartea ei de bază. Asta era ținea de industria maselor plastice. Pentru că el paria se amărâtă de el pe, pe, pe pariu pe petrolul ieftin de până în 73 73 79 două mari șocuri petroliere toată industria noastră trebuia să cumpere petrol mai scump după 79 prețul nu știu cred că a crescut între 73 și 79 de vreo 12 ori a crescut prețul petrolului ori el clădise o viziune economică într-o perioadă de petrol ieftin. Și ce să vezi, pică șahul, prietenului șahul Iranului, Reza Pahlavi, care, apropo, petrolul iranian era foarte bun pentru noi, petrolul libian, care petrolul libian este și calitativ superior celui din Arabia. Cel din Libia față de cel din Arabia Saudită, bună era mai bun cel libian, mai curat, uza mai puțin instalațiile. Și Gaddafi a dat petrolul Ceaușescu. Teama lui Ceaușescu era că nu vrea să ia petrol din Uniunea Sovietică. Și s-a încăpățânat să nu ia. Datoria a plătit o, dar la ce a folosit? Dar la un moment dat a luat materii prime din un uh, plătind cu uh, hrană, cu alimente. <coughs> da, și în uh, 4 decembrie 89, 4 decembrie s-a dus la Moscova. Uh, mă rog, a fost o reuniune a tuturor liderilor comuniști și a avut o întrevedere cu Gorbaciov. A, a, altfel a spus că nu se duce, dacă nu se vede cu Gorbaciov nu se duce. Și Gorbaciov a cedat ca să fie toți lideri, a cedat și i-a promis că se întâlnește cu el. Și îi spune Gorbaciov, ce și Nicolae Ceaușescu, ce va trebui să plătiți în valută petrolul. Și Gorbaciov avea nevoie de valută. Aoleu, Ceaușescu a luat foc. Păi cum? Că noi avem o înțelegere. Că el plătea bani, ruble, bani, materii prime, în mâncare, în ce mai trimitea, eu știu, prin Uniunea Sovietică. Și Gorbaciov îi spune, da, va trebui că valută, valuta însemna dolar sau mărci germane. Mărci, vezi germane. Și ce au cu a nebunit că nu vrea să dea valută asta era în decembrie 89. Deci el a achitat datoria externă, dar nu cred că a făcut-o din patriotism. A făcut-o din mintea lui. El era un țăran inteligent, fără școală și ca mulți dintre oameni, domne, nu-mi place mie să fiu dator. Asta e mentalitatea noastră, adică dacă mergi în români, multora nu le place să fie datori. Dar era o mentalitate de microeconomie, nu de macroeconomie. Absolut sigur că da. Că, repet, la ce a folosit amărâtul de el, adică a, a agonizat o populație ca să plătească datoria externă, ferm convins că face un lucru bun, în condițiile în care la scăderea regimului comuniste, toate statele comuniste aveau datorii. Lasă că nu mai vorbim azi, adică Statele Unite au datorii enorme, noi la fel a crescut datoria externă enorm. Dar astea sunt deja povești de macroeconomie, adică ideea că le va mai plăti vreodată cineva, permiteți-mi să cred că de fapt e un fel de datorie care se răstogolește în toate țările, așa. Și ideea asta a lui a fost total perdantă, da? Nu e numai vina lui, este și vina altora care poate nu i-au spus că eu cred că mereu am avut economiști buni, mm -hmm. dar ori n-au avut curajul, ori el chiar credea că le știe mm -hmm. pe toate. Sunteți de acord cu faptul că uh, el a construit, la, la a doua parte a anilor 60, începutul anilor 70, a construit uh, o industrie, deci chiar până în șocurile petroliere, uh, care era deja în acel moment anacronică? Pentru că doamna Betea spune în, uh, în cartea dânsei de că deja, apropo de economii cei din jurul lui își dădeau seama încă de la începutul anilor 70 că mergem spre faliment. Da, sigur, mergeam spre faliment. Păi, să ne înțelegem, modelul comunist ca atare e o utopie. Deci comunismul ca atare este o utopie. Nu, nu, nu poți să faci nimic potrivit acelei ideologii care era un fel de fata Morgana. O vezi în depărtare, mergi spre ea, nu, nu ajungi niciodată. Noi n-am fi ajuns niciodată la comunism. China n-a ajuns la comunism. Corea de Nord astăzi nu a ajuns la comunism. Eu prostie proiectat în viitor, dar noi mergem spre ea. Poate cei mai apropiați sunt evrei cu chibuțurile lor. Mă rog, ai o formă de întrajutorare, nici măcar nu, nu cred că n-au dat faliment. Eu am văzut cei pe ori care au dat faliment, dar chibuțuri care îți dau faliment, n-am văzut. Asta e o formă de întrajutorare a lor, adică totuși sunt, e specificul coloniștilor din totdeauna să se ajute între ei. Dar revenind la, la povestea asta, deci nu, evident că pentru orice om îți dădeai seama că lucrurile nu funcționează. Avem astăzi mărturie la ambasadorilor, păi mulți erau, cum să spun, încă mai credeau până la primul drum în Occident. La primul drum în Occident, din îți dădeai seama, băi, lumea asta ar trebui să dispară, capitalismul ăsta e putred. Ce Dumnezeu să întâmplă, că de fapt viața era foarte scumpă în România. În ciuda, a ceea ce își imaginează multă lume, egalitatea, într-adevăr, exista între cetățeni. <coughs> Dar viața era scumpă. Să, să, să ne uităm să coborăm în timp, să vedem cât costa o pâine, cât costa un kilogram de brânză și o să ajunge la concluzia surprinzătoare mm -hmm. că astăzi lucrurile sunt mai ieftine. Da, pentru că iar multă lume spune, domnule, a făcut fabrici, a făcut uzine pe care le-am dat la fier vechi după erau, 90. Toate erau, mergeau cu capul în zid. Economia românească, sigur că mai putea să agonizeze, bun, putea să agonizeze, dar drumul da. era același. Dar deja lumea capitalistă mergea spre sectorul terțial, spre servicii, până când noi ne industrializam, eram la sectorul sigur, secundar. Da. Evident, da, evident că da, nu știu da. în ce măsură s-ar fi produs și la noi o revoluție tehnologică, noi aveam câte ceva din fiecare așa, dar asta din simplu motiv că oamenii nu puteau pleca, da. nu puteam ieși din țară, eram oamenii, de, de asta s-a dezvoltat meritocrația în timpul comunismului, păi dacă eram toți ținuți într-o Ia imaginați, eu nu știu, niște sportivi în, 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 închiși pe stadion. Păi n-au ce face, încet, încet intră în competiție între ei și unul mai bun va câștiga. Aște eram noi, eram 23 de milioane ținuți într-o curte mai mare. Nu puteai mhm. să pleci, era foarte greu să pleci și îți lua totul la plecare, îți lua, lăsai casa, renunțai la cetățenie, adică nu era chiar așa ușor să pleci de unde vezi totuși că au plecat cei care e ni uh, diferite, cum ar fi germanii, cum erau evrei. Și eu nu sunt de acord nici cu ideea asta că el i-a vândut pe evrei sau pe germani, câtă vreme a fost un schimb uh, cerut de statele respective și plătit. Uh, adică el nu s-a grăbit să spună, hai mai uh, băieți, uh, Tel Aviv, uh, vreți cumva cetățeni evrei? Nu, 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 îl rugau, dați drumul la mai mulți. Dați drumul la mai mulți germani. Guvernele federale germane îi spuneau, dați măriți numărul, el nu. Era o cotă. Nu. Dar funcționa în favoarea lui. Că, lua, nu valuta. lua valută? Lua mm. valută, da, evident că erau plătiți în valută. Sigur că sună aberant, dar să știți că îl presau și guvernele germane, și guvernele izraeliene îl presau, haideți mai măriți numărul ăla de pașapoarte pe an. O ultima, în final, o ultima întrebări. E, a fost lovitură de stat sau revoluție în 1989? A fost revoluție categoric, dar lucrul ăsta se vede pe termen lung. Adică, sigur că în acele zile a fost o lovitură de stat, dar prin consecințele ulterioare a fost o autentică revoluție în sensul în care, după un număr de ani, se schimbă Constituția, se schimbă sistemul din temelii, oamenii mai greu îi schimbi. Dar trebuie să ne înțelegem, România din 95 deja, nu mai era România din, din 89, cu atât mai mult eu apreciez primul mandat al primului președinte venit din rândul opoziției, adică 96, când câștigă la noi Emil Constantinescu. Este prima dată un transfer democratic al puterii, cred că vă dați seama. Din anii lui Carol al ii nu mai auzisem așa ceva. Ori mie mi se pare un lucru foarte important și de asta cred că în 89 a fost o revoluție. Care, sigur, a început cu o, cu o lovitură mm. de stat, dar a fost o revoluție 100%. Mm. În final, profit de presa dumneavoastră aici și de experiența și de analiz politic, avem un an uh, în față cu patru rânduri de alegeri, trei, trei scrutine uh, în urma comasării. Uh, creșterea această a nostalgiei pentru comunism, pentru o mână forte, uh, vedem uh, și uh, cele două partide extremiste. Uh, vă este teamă sau vedeți o posibilă un posibil câștig, poate nu chiar al alegerilor, dar uh, o intrare în uh, noua majoritate guvernamentală a acestor partide de, de extremă dreaptă în cazul nostru astăzi, nu de extremă stângă. Da, și eu mă tem mai mult de extrema dreaptă la noi decât de, de, de extrema stângă Extrema, adică... dreapta, extrema stângă n-a câștigat niciodată când extrema dreaptă a fost populară la un Absolut, moment dat Absolut, da, asta da. este și temerea mea uh... Există un risc, vedeți, ca această deziluzie pentru mulți a, a libertății să îi facă să voteze aiurea, fie populiști, dar asta pleacă tot din lipsa unei omogenizări cât de cât unei. Oamenii dacă văd că ajung bogați oameni care poate n-ar merita sau care poate n-au educație sau care poate fac o mulțime de prostii, nu prea mai convins pe om atunci să asculte de legi dacă vede că au succes cei care ne ascultă. Cum poți tu să-l... Sunt profesor, cum poți să-l faci pe un student? Respectă legile, fi corect, nu trișa, nu plagia, nu înșela în cuvinte sau în fapte. Când discursul public îți dă foarte multe cazuri de oameni care ajung la o situație materială prin mijloace necinstite. Și asta creează o problemă care se reflectă în alegeri. La noi, neîncrederea în autoritate e foarte mare, din păcate, și asta înseamnă mm. fragilitatea statului. Noi suntem un stat foarte fragil în momentul de față, din simplu motiv că oamenii nu au încredere în autoritate. Și mie mi se pare că această neîncredere se adâncește și asta creează nevoia unui lider mm. providențial. Ce mă tem cel mai mult este apariția unui tip de lider carismatic și care să zică o idee de asta de extremă năucitoare. Din fericire, cum să spun, cei care plimbă idei extremiste la noi sunt, n-au niciun fel de sex appeal, adică parcă ar fi frigidere ambulantă, dar din fericire, deocamdată, dar dacă ți apare un lider carismatic cu idei extremiste, atunci ai o problemă. Deci vedeți cumva asemănare între perioada aceasta și acum aproape 100 de ani, în anii 37-38, când Principalele partide, cele mainstream, au fost erodate sigur. înainte de instaurarea lui Carol al ii Doilea? Da, a sigur. Noi am, noi am mai trecut prin așa ceva. Vă aduc aminte la sfârșitul primului război mondial, pe fondul unui scandal continuu în societatea românească, acuzațiile fiind tu ai colaborat cu Germania eu am plecat la Iași și mi-a dispărut casa, dar tu ai stat cu Germanii, te-ai împăcat cu ei. Cine a câștigat? Nu partidele, conservatorii au intrat în agonie, liberalii au fost o perioadă foarte foarte proastă pentru liberal după primul război mondial câțiva ani, dar cine a câștigat? Un ofițer, Partidul Poporului, Averescu, Averescu. A, între noi fie vorba ce vrei populism mai mare decât să-ți numești Partidul Poporului. <laughs> clar, unde auzi de așa ceva e populism în, în floare. Dar Averescu câțiva ani spunea, domnule, eu vin din armată, bun, până aici ok, n-am făcut politică, toată lumea l-a și a fost realmente popular Averescu. După care lumea s-a convins, mă stai puțin că uite că și ăsta e ca și noi, e om ca și noi, adică magia se consumă că românii sunt destul de sceptici în genere. Și nu prea de asta vă spun că nici carisma nu ține foarte mult la noi. Adică românii sunt Trebuie să Da, 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 da. Da, da, absolut, da. Adică suntem destul de sceptici așa ca popor și nu prea ne place. Românii sunt greu de condus, apropo, românii sunt foarte greu de condus. Da, cineva care să sucească mințile poate să apară, dar rezultatele nici aici nu vor fi pe termen lung pentru că românii se dezamorează repede. Domnul Șureanu, vă mulțumesc mult pentru discuția. A fost o plăcere. Okay. seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, nu uitați, istoria ne ajută să înțelegem trecutul și să facem alegeri corecte în viitor. Toate cele bune, la revedere!